salarizării unice. Așa stau lucrurile, confirmați? Da, așa stau. Din această cauză, foarte mulți dintre cei care sunt în sistem la ora actuală preferă să plece la o vârstă foarte mică în pensie, se întâmplă chiar și la 40 de ani, pentru că, așa cum arată legislația la ora actuală, poți ieși cu o pensie de 120% față de salariu, după care se actualizează pensia respectivă în funcție de creșterile salariale pe care le au cei care sunt activi. Repetați-vă, cu cât? Cu 100 și cât la sută? 120%, pentru că se ia 85% din brut, la care se adaugă sporurile și iese cu mai mult decât are netul în mână la pensie. Evident că și dumneavoastră, probabil dacă ați fi în locul lor, ați prefera să plecați la o vârstă care vă permite să vă luați o altă slujbă după, mai ales că știți că pensia este mai mare decât salariul și mai ales că știți că pensia se actualizează totdeauna în funcție de cei care sunt activi. Cu alte cuvinte, stați că n-am înțeles. Deci să zicem că un om a ieșit cu o pensie de 7.000 de lei la un moment dat. Acea pensie continuă să se actualizeze în funcție de... De creșterile salariale ale celor care sunt activi. Celor care sunt activi pe funcția pe care a avut-o domnul care a plecat la pensie în urmă cu 7-8 ani, să zicem. Exact. Asta înseamnă că dacă anul viitor vom crește salariile cu 25% și le vom crește fără niciun fel de dubii, în 2019 vor fi iarăși creșteri salariale de 25%, li se actualizează pensiile cu 25% sau cu cât cresc salariile celor care sunt în activitate. Eu, dintr-un motiv care ține și de confidențialitatea sursei, dar și de, nu lucrăm aici cu nume și prenume, că nu asta e discuția. Discuția este ce fel de stat este cel. Aici, apropo, astea sunt pe la Ministerul de Interne. Eu nu pot să înțeleg așa cam ce a lucrat cel care are 20.924 de lei la data ieșirii la pensie, adică cu un an în urmă, iar acum are 22.023 de lei. Adică probabil că a fost chestor sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat. Este posibil să aibă o funcție oricum cu un grad mare, dar se întâmplă ca în perioada în care sunt în ultimii ani de activitate să aibă tot felul de salarii de merit și toate acestea se pun în plată la pensie. Deci în afară de brutul pe care îl are ca și salariu sau ca și soldă, se adaugă aceste sporuri, uneori sunt variabile, cum ar fi aceste salarii premiere, și după se actualizează cu ce este în plată la cei activi. Dar vreau să vă spun că asta nu se întâmplă doar pe pensiile militare sau pe pensiile Ministerului de Interne sau ale serviciilor, asta se întâmplă și la alte categorii. Vă dau exemplu funcționarii parlamentari. Eu am trăit pe pielea mea un astfel de moment când, fiind președinte de comisie și având la dispoziție o primă pe care să o împartă angajaților din comisie, am împărțit-o tuturor angajaților și am văzut că o persoană era foarte supărată, foarte stresată. Și i-am întrebat pe ceilalți de ce se întâmplă asta. Și au spus, pentru că domnul iese anul acesta la pensie și dacă ar fi luat dumnealui toată prima, chiar dacă o împărțea cu noi fictiv, dacă o lua el atunci, îi se calcula la pensie. Și vă dați seama că, de fapt, nu mai discutăm de niște salarii corecte până la urmă când se ajunge într-o astfel de situație. Dar n-aș vrea să generalizăm, pentru că pensia medie în sistemul de apărare este undeva la 3.000 de lei, iar pensia medie în Ministerul de Interne e 3.500. Pe mine mă interesează în momentul de față pensiile astea care ies din tipar, nu pensiile mici, că o să vedem pensiile alea din toate sistemele în seara asta. Eu nu înțeleg altceva. Dacă și așa la valoarea asta, care deja a crescut, o să continue să crească cu 25%, înseamnă că are balta pește și statul bani. Adică aveți de gând să faceți ceva? Dați o ordonanță ca să opriți indexările astea cu chiar 25%? Când? Da, avem de gând să dăm o ordonanță chiar săptămâna viitoare. Noi am lucrat la ea, nu ne-am apucat încă de legea pensiilor pe partea de contributivitate, unde acolo este absolut obligatoriu să facem creșterile pe care le avem în programul de guvernare. Însă, după apariția
apariția legii salarizării, ne-am dat seama că dacă nu corectăm sistemul în sensul că le lăsăm pe aceste pensii de serviciu să se actualizeze cu ceea ce este la cei activ, vom ajunge într-o situație foarte neplăcută începând de anul viitor, pentru că din păcate, economia nu poate să susțină astfel de creșteri. Sigur că prin această ordonanță de urgență noi ne-am stabilit câteva principii și aș vrea să le enumăr aici ca să se liniștească toată lumea. În primul rând, nu scădem nicio pensie aflată în plată. Adică v-am cine spus, are 22.000, da, rămâne cu 22.000. Da. V-am spus, pensia medie în Ministerul de Interne este 3.500 de lei, iar cea din Ministerul Apărării este undeva la 3.000 de lei. Sunt pensii corecte, dacă okay, ne deci gândim la faptul... Ok, deci aveți de gând să opriți aceste indexări aberante. Exact. Când dați ordonanța? Săptămâna asta? Săptămâna, asta săptămâna viitoare și mai mult decât atât, pentru a nu se spune că nu a existat predictibilitate în sistem, că ne-am bătut joc de oameni sau ce aud în spațiu public de vreo două zile încoace de când se discută despre această ordonanță de urgență, ne-am hotărât ca termenul ei de intrare în vigoare să fie undeva la data de 15 septembrie, adică cei care vor să iasă și vor fi probabil foarte mulți care vor să iasă la pensie, vor putea să o facă începând de mâine până la data de 15 septembrie, însă ei trebuie să știe un lucru, că nu li se mai actualizează pensiile în raport cu salariile celor din activitate, ci li se indexează cu rata inflației în fiecare adică an. Adică mai... nu le înghețăm, le lăsăm să crească, dar cu rata inflației, adică pe un principiu mult mai corect. Pentru că legea salarizării unice intra treptat.